România primește ajutor occidental pentru a combate propaganda rusă tot mai agresivă. Moscova pare să-și fi intensificat eforturile de răspândire a dezinformării, mai ales că anul acesta multe state este europene au alegeri. Ministrul Afacerilor Externe a precizat și că se știe cine preia mesajele Rusiei, iar ulterior le răspândește în societate prin intermediul social media și al presei. Ne coordonăm strâns cu partenerii strategici, în principal cu Statele Unite, dar și cu Comisia Europeană și cu ceilalți parteneri europeni. Este suficient câteodată să urmărim cu maximă atenție declarațiile purtătoarei de cuvânt a Ministerului de Externe Rus sau a diversilor actori care au diverse mesaje în această direcție și realizăm, de fapt, în secunda următoare cum sunt preluați, de cine sunt preluați și cum sunt răspândiți, ca să spun așa, în societate, mai ales prin canalele media de social media, a precizat ministrul de externe Luminița Odobescu. România are politicieni care au făcut vizite la ambasada Rusiei, iar ulterior au făcut și scandal în Parlament atunci când președintele Ucrainei a venit la București. Însă comentariile ministrului afacerilor externe vin și în contextul în care în țări precum Finlanda, Slovacia, Polonia, Ungaria sau România au loc alegeri parlamentare și prezidențiale pe lângă scrutinul europarlamentar. Știm cu toții că atunci când sunt alegeri, state care au interese cum este Rusia și nu numai, sau actori statali care au interese, utilizează aceste instrumente într-o direcție pe care noi nu ne dorim, a adăugat ministrul de externe. Externe. Potrivit unor estimări recente ale experților în securitate, în 2024 Rusia ar urma să-și intensifice eforturile de dezinformare și va încerca să profite de pe urma protestelor din țările europene, astfel încât să le influențeze parcursul politic în direcția dorită de Kremlin. Țări precum Olanda, Franța, Germania, Polonia și România au avut deja parte de ample proteste.